Oleg și Raisa Mola au avut o rugăminte specială pentru invitații la nunta lor. În loc de flori, să aducă jucării de pluș. Astăzi, acestea au ajuns la Casa Municipală de Copii din Chișinău, unde sunt plasați 100 de copii rămași fără părinți. Un gest foarte frumos și ne pare bine că totuși tinerii se gândesc la copilașii noștri. Считаем, что это должны многие делать, потому что дети – это наше будущее, наше счастье. Am colectat jucăriile împreună și pe această cale chiar le mulțumesc pentru receptivitatea tuturor invitațiilor, că ei toți, practic, au mesajul nostru l-au recepționat pozitiv. După ce s-au căsătorit, Oleg și Raisa se gândesc și la proprii copii, doar că încă nu s-au decis asupra numărului. Сколько Бог даст, столько и будем. Может, это будет команда? Если будет, то я не против. Sunt de acord. Înseamnă că asta ar trebui câte un copil în fiecare an, cel puțin. Inițiativa tinerilor este susținută și de nașii Ghenade și Victoria Orbu. Chiar dacă are deja o fetiță de 2 anișori, atacantul Dacia spune că și-ar mai dori copii. Sigur, de ce nu? Totuși copiii asta e o bucurie foarte mare. Îți dorești un băiețel care să joace la Dacia? Da, fetiță, băiețel, nu contează. În ce fac să fie sănătoși. Joi, Oleg Mola și Ghenade Orbu vor fi nevoiți să se concentreze asupra meciurilor de Liga Europei. Zimbru va primi replica elvețienilor de la Young Boys, iar Dacia va juca în Suedia cu Elfsborg.